cine te îmbracă? Bă, că ia uite ce te încalță, ce sandale frumoase, ce rochiță. De unde ai hăinuțele astea? De aici. De aici, da? Da. Mirela, să știi că eu am auzit că Veronica are și colaborări cu hăinuțe. Poftim? Da. Cineva uite că acum îmi, spune, acum îmi spune la producătorul emisiunii hainele că astea, cineva ți le-a trimis. Hainele astea le-a primit chiar de la pagina respectivă și acum promovează brandul pe Instagram. Stați un pic, cum? Stați un pic, cum? Da? Da, stați un pic, să nu stați că... Hai, Mirela! Băi, stați un pic! Măi, bune! Deci, Mara, tu ai auzit? Am auzit! Deci, un magazin de haine, un brand de haine, i-a trimis Veronicăi haine și papuci, sandalele astea cu toc înalt, ca Veronica să le poarte în emisiune și să le promoveze pe Instagram. Exact, exact, exact. Băi, stați un... Suntem degeaba. Băi, stați un pic. Spre asta și lucrurile se îmbunătățesc pentru că... Ia ridică-te dragă să... Stai un pic și de ce? Ia, zi. Primește colaborări și de la o florărie, am auzit de la colegul meu. Ceva de Rotaru și de la manicură, ia. Auzi, da, asta din picioare sunt chiar foarte drăguțe. Cum adică de la o manicură? Da, da, de la un salon. Cineva vrea să-i facă manicură Veronica și ea să spună am fost și mi-a făcut manicură acolo. Exact. Și o florărie vrea ca Veronica să devină imaginea florăriei? Florăria își dorește să le trimită un buchet foarte frumos, un aranjament. Veronica să spună mulțumesc florăriei. Exact, da. Dar stați un pic așa, că nu înțeleg. Dar prin ce s-a remarcat Veronica de o lună încoace? Că asta nu, te rog, poți să iei loc. Dar prin ce s-a remarcat Veronica? Adică de ce vrei să-ți alături, să-ți promovezi un brand cu ajutorul imaginii Veronicăi? Ce a făcut pentru că ea? Este mondială. No. O știe toată lumea. Acum, lăsând gluma la o parte, pe lângă n-are legătură că, adică că a ajuns celebră prin prisma lucrurilor pe care le-a făcut ea. Ce lucruri le-a făcut? Păi, ce a făcut ea? Ce a făcut? Păi da, credeți-mă, noi să nu confundăm acum celebritatea cu noi. Eu personal nu înțeleg de ce un brand ar îmbrăca-o. Fii atentă, Mara. Eu zic așa. Cert e că își dorește. La noi celebritate înseamnă să ai foarte mare popularitate. E clar că acest caz al ei a prins printre români, nu mă întrebați de ce, că de-aia se întreabă toată lumea, că de ce vin. Păi de asta, că pentru se uită foarte multă lume la ei. Este o telenovela autentică. Este o telenovela autentică. Ce las ăia? Las Blăgești, clar. Și ăsta nu e serial cu actori plătiți și nici cu scenariu scris. Este un serial autentic despre o familie din Blăgești, județul Vaslui. Cred că lumea de azi se uită că nu le vine să creadă. Dar nu e film, e realitatea lor. Și pe noi ne-a luat prin surprindere, dar asta este rezultatul. Oricum, ideea e că eu n-aș vrea ca Veronica să fie schimbată. Discutam cu Viorel mai devreme pe hol și l-am întrebat dacă ar fi de acord să înlocuiesc dintele la un stomatolog. Și a zis că nu, că ăla aia imaginea lui. E, și atunci mi-am dat seama că are dreptate. Nici mie nu mi-ar plăcea ca Veronica să devină așa brusc o My Fair Lady, știi, ca personaj. Da. Adică să o văd mâine în pietre Swarovski și cristale și... care se uită, mulți dintre ei, eu poate vreau că să rămână autentic, iubesc așa. Această autenticitate a lor. Păi da, să-i lase așa.